Conducerea Ministerului Apărării Mare Stat Major sunt domnul. Sunt șeful Mare Stat Major, comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan. Sunt din nou la dumneavoastră cu o ocazie importantă pentru a prezenta noul ministru al apărării, domnul general Gaiciuc. Eu vreau să mulțumesc domnului ministru Pânzaru pentru activitatea dumnealui. Eu consider că a fost o activitate bună, profesionistă și eficientă. Suntem într-o perioadă plină de provocări epidemiologice, provocări politice, dacă să le numim, țin cont de situația din Republica Moldova, dar eu sunt fier convins că Armata Națională, Ministerul Apărării, ca și întotdeauna, va face față la toate problemele și va sta la straja intereselor constituționale ale fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Sperăm că aceasta va fi ultima schimbare în componența și în conducerea Ministerului Apărării, pentru că în ultimii un an jumate eu sunt la a treia prezentare a ministrului aici la dumneavoastră. Eu sper foarte mult că aceasta va fi ultima schimbare pe parcursul activității actualului Parlament și actualului Guvern. Vreau să urez domnului general succese, sănătate și să aibă grijă de colectivul Ministerului Apărării, de familia din cadrul Ministerului Apărării. O familie consolidată care știu că tot timpul ați putut să mergeți împreună, să faceți față acelor cerințe care sunt înaintate. Succese și cu Doamne ajută! Domnului Victor Gaiciuc îi se înmânează stindardul ministru apărării ca simbol al autorității în cadrul Ministerului Apărării, datoriei militare și responsabilității personale ale acestuia pentru conducerea instituției de apărare și Armatei Naționale. În conformitate cu prevederile punctului 13 al regulamentului standardului ministru apărării, aprobat prin decretul președintelui Republicii Moldova, numărul 1194 din 17 iunie 2014, domnului Alexandru Pânzaru îi se înmânează copia standardului ministru apărării pentru aportul depus la dezvoltarea structurii militare naționale, precum și în legătură cu încheierea mandatului acestuia în calitate de ministru al apărării. Vă mulțumesc!